Am observat, după multe încercări ale vieții, că lucrul cel mai însemnat este să nu uiți. Când ești gata să faci un rău, să nu uiți niciodată ce s-a întâmplat din cauza răului. Când e ocazia să faci un bine, să nu uiți niciodată ce s-a întâmplat când cineva a vrut să facă acest bine și a făcut binele acesta omenirii. Tema noastră de astăzi este subtitlul Găina care putea salva Ierusalimul. A dus un zâmbet pe fața unor, unor oameni cu care m-am întâlnit azi dimineața aici în hol și chiar și eu am zâmbit mergând cu mașină, mi-a venit în minte cuvântul acesta. Mi-am dat seama că era un cuvânt adevărat și că pe cât era de zâmbitor, pe atât era de adânc. Ierusalime, Ierusalime, care omor pe proroci și ucizi pe cei trimiși la tine, de câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi, cum își strânge găina puii sub aripi și n-ați vrut. Cum să scape o găina aceasta, Ierusalimul? Păi vorbim de armatele romane, vorbim de catapulte, baliste, berbeci, armamentul cel mai modern era atunci, cum să scape? Ce putere să fie? Ce să poată face o ființă ca aceasta? O pasăre? O găină? E o situație care de-a dreptul rupe sufletul când îl vezi pe Iisus privind la o găină cu puii ei și spune uite, eu aș vrea să fiu cum e găina asta și eu aș vrea ca voi să fiți cum e puii ăștia. Acest lucru ar fi salvat Ierusalimul de la pieire. Vă puteți imagina așa ceva? Nu, nu trebuie să ne mirăm pentru că Dumnezeu folosește totdeauna lucruri foarte simple, extrem de simple, elementare. Unele dintre ele, pur și simplu, absurde, altele iraționale, dar foarte, foarte simple. Este un examen la care ne pomenim, da? dacă ne-am duce la școală și ne pomenim că ne spune intrați la examen. Stai, domnule, dar da, nu ne-ai spus că e vorba de examen astăzi. Și nici nu ne-ai spus la ce dăm examen să ne pregătim și noi să. Uite, Dumnezeu așa face. Niciodată nu anunță pe cineva când trece printr-un printr examen de acesta. Pentru că examenul acesta, legat de viața mea și a ta, nu ține de ceea ce faci sau de ceea ce ai sau de ceea ce știi, ci ține de ceea ce ești. Și acest examen îl dai fără niciun fel de pregătire. Dumnezeu are dreptul oricând să te treacă și să treci prin această încercare. Cine s-ar fi gândit vreodată că salvarea era acolo, în mijlocul lor? Nu exista o putere în lume, ați văzut descrierea din Daniel 2, fierul care sfărâmă și distruge tot. Nu exista o putere care să stea contra romanilor. Nu exista așa ceva. Nu exista în lumea aceasta o coaliție posibilă la ora aceea, din cauza că ei stăpâneau întreaga lume, dar erau o altă cale. Și, iubiții mei, Ierusalimul nu a pierit din cauza armatelor romane. Templul n-a fost dărâmat din, de armatele romane cu armele lor și a curs sângele pe treptele templului, ci a fost dărâmat de neunirea lor, de dezbinarea lor. Aceasta spune Isus în cuvântul lui, am vrut să vă strâng, adică ei erau împrăștiați și Isus a spus, voi nu vă dați seama unde duce împrăștierea aceasta aceasta duce la pieire și spuneam încercat de mai multe ori, de câte ori am vrut să fac lucrul acesta exista o soluție cu alte cuvinte dar ce te face Ierusalimul era împărțit, am văzut o listă uh, uh, înfiorătoare de secte și de filozofii și de politici de, de, diverse grupări în care era împrăștiat literalmente Ierusalimul și luptau unii împotriva altora, se nimiceau unii pe alții, se vorbeau de rău, se acuzau, se pârau la împărat. Și era un singur lucru, o singură cale, un singur punct de care a vorbit Arhimede. Dați-mi un punct de sprijin și voi răsturna lumea. Era un singur punct de sprijin. Acolo și acesta era Isus. Dacă ei ar fi înțeles, am vrut să vă strâng. Noi suntem astăzi la cina Domnului. Cel dintre obiectiv al Cinei Domnului, nu sunt interpretările de tip gnostic sau mistic legate de pâine și vin cel din tâi, obiectiv al lui Dumnezeu, prin cina Domnului la care devenim părtași astăzi, este unirea credincioșilor. Dacă acesta este, totul este. Dacă acesta nu este, n-are rost să primim mai departe de ispășire, de iertări, de curățiri, de nimic, atâta timp cât lucrul acesta a fost respins. Mesajul pâinii de pe masa aceasta nu este sofisticatul material strâns în biblioteci întregi. Mesajul pâinii de pe masă aceasta este unul singur. Zice, voi sunteți mulți, noi suntem mulți, luăm o bucățică din aceeași pâine, mesajul este, suntem un trup. Am vrut să vă strâng, spune Iisus. Asta, asta era de făcut. Aceasta era singura scăpare. De ce erau ei așa de împărțiți în tot felul de grupări, grupulețe, care se ataca unii pe alții, de ce, de ce erau ei împărțiți? Pentru că acela care vroia să distrugă biserica aceea, și pe aceasta, și familia, și lumea în care suntem, acela știe puterea împrăștierii, puterea divizării. El, cea, mai, cea mai tulburătoare artă a infernului nu este să pună un rău să se bată împotriva unui bine, ci este să pună un bine care să se bată cu un alt bine și să le distrugă pe amândouă. Ace aceasta este ceea ce face diavolul. Așa s-au spart, s-au distrus familii, doi oameni buni, care nu au mai putut să rămână împreună, dar scăparea era acolo. Și scăparea nu este cine sunt eu sau tu sau ce ai făcut tu sau ce fac eu, scăparea era hai să mergem uh, sub aripile acestea, atât. Aceea era scăparea. E o problemă, însă, care stă în calea aceasta. O să citim în finalul prezentării noastre, pe care o exprimă Elihu. E o singură problemă care stă în calea adunării noastre la oaltă. Este o singură problemă care stă în calea devenirii una în casa lui Dumnezeu despre care vorbește cina Domnului. Și aș vrea să mergem la un exemplu care este de-a dreptul tulburător. Toată teologia de mare preot a Domnului nostru Isus Hristos, toate cărțile scrise, discuții despre sanctuar în cer, pe pământ, implicații, complicații, asemănări, tot ce vedeți acolo, acest uriaș conglomerat de lucruri, este dependent de ceva, care, de un singur lucru, ca și aici. Când vorbim de preoția lui Isus, cel din tâi lucru este acela pe care l-a rostit el în rugăciunea din Ioan, capitolul 17. Te rog ca toți să fie una. După ce acest lucru este așezat în inima noastră și în adunare și în familie, putem să vorbim orice este în cer și pe pământ, dar atâta timp cât acest lucru nu este la locul lui, nu se poate trece mai departe. Sfinte Tată, ajută-i să fie una. Aceasta e rugăciunea lui. Citiți-vă rog acest capitol acasă. Da? Citiți-l cum l-am citit și eu, că am, am izbunit în plâns. L-am mai citit eu de vreo 50 de ani. Însă de, de această dată, când am recitit capitolul acela, literalmente mi-a tulburat sufletul. Sfinte Tată, păzește-i să fie una. Acesta e capitolul, capitolul de mare preot al Domnului Hristos. El știe că dacă adunarea este divizată în grupuri, grupuleți, e tot felul de simpatii, de prietenii, de interese, de agende, știe că acest lucru este preludiu nimicirii, preludiu distrugerii. Asta se întâmplă. Ați observat ce a spus Domnul că despre lupul care atacă stâna? Ce face el înainte să sfâșie? Cine știe cuvântul? În Ioan 10, zice, lupul le împrăștie. După ce le împrăștie, atunci se duce la una dintre ele, o prinde și... Nu este fără însemnătate acest lucru dacă Mântuitorul nostru a spus că soarta Ierusalimului a depins de aceasta. Acest lucru e adevărat și la nivelul vieții noastre, de aceea el vorbea cu Dumnezeu Tatăl. Tată, te rog, păzește-i tu pe ei să fie una. Păzește-i tu pe ei împotriva la tot ceea ce dezbine adunarea. La tot ceea ce produce neunire, suspiciune între oameni, ură, depărtare, răceală, indiferență, respingere. Păzește împotriva la așa ceva. Păzește familiile, bisericii, Doamne, de tot ce vine acolo care să dezbine părinți și copii sau copii și părinți. Sfinte Tată, păzește pentru ca ei să fie una. Când eram în lume, eu îi păzeam. De ce îi păzea Isus? Ce, ce, ce păzea El? ia duce iarăși și iarăși să fie una. Era unul acolo care continuă împăștea. Cine e cel mai mare, trebuia să vândă în altă parte, tot felul de subiecte de felul acesta. Și Iisus lupta continuu, îi păzeam să nu se dezbine. Că el a știu că dacă Petru o să fie împotriva lui Pavel și Filip o să-l vorbească de rău pe Natanael, din clipa aceea, acesta preludiu sfârșitului. Și Evanghelia în lume depindea de unitatea și de armonia lor. Asta am păzit eu, spune Iisus Sfinte, Tată, păzește lucrul acesta. Mă rog nu numai pentru ei, ci mă rog pentru cei care vor crede în mine prin cuvântul lor. Aceasta mi-e rugăciunea, mă rog ca tot să fie una, cum tu Tată, ești în mine și eu în tine, ca ei să fie una noi. Dar cum se poate când suntem atât de diferi, diferiți, de, uh, sunt fiecare om este unic în realitate. Și cum, ce să facem când avem atâtea feluri de vederi, câte secte erau în Ierusalim la vremea lui Isus? Ce fel de. despre ce unire poate fi vorba? Într-un într într singur punct. Să avem aceeași țintă. Suntem cu totul diferiți între noi. Așa este. Chiar și din punct de vedere spiritual sau moral sau asta, avem vederi. ale noastre proprii. Suntem definiți ca unica. Dar dacă avem aceeași țintă, atunci este un lucru, indiferent care este natura ființei noastre, avem aceeași țintă. Aceasta înseamnă, suntem una. Și Pavel Apostol spunea, zice eu am o singură țintă. Am o singură țintă. Alerg spre țintă aceasta. Bine, dar uite, latră câinii diavolului, într-o parte sau în alta, țâșnesc lui ca să te abată din drum. Tot felul de vorbări, editorii scriu articole, publică 200 și ceva de comentarii. Am avut despre programul care a fost aici și. Uh, 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 Uitați-vă, uite... uh, No, Nu, alerg spre țintă. Eu alerg spre țintă. Alerg spre țintă. Și ne spune acolo nou să ne ațintim privirile. peste de unde vine? Tot de la țintă. Să ne ațintim privirile la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Doar acest lucru poate face una din adunarea aceasta. În rest, dacă e vorba de cotel, de frecușuri, de asta, nicio speranță cu privire la a fi una. Este o singură cale aceea despre care a spus Isus, cât de mult aș vrea, spune el, să strâng adunarea voastră de aici, cum strânge găina puii sub aripi. Aceasta înseamnă salvare. Acest, aceasta e singura cale pe care cineva poate fi salvat, sau o biserică sau o familie. Când ținta este el și când noi suntem îndreptați spre aceeași țintă, fără să dăm bună ziua pe drum. Dar nu vă opriți pe drum să dați bună ziua. Adică ce vrea să spună Mântuitorul? Nu, când ai ținta aceasta și când te uiți țintă la locul acesta, nu ai timp de laterale. Nu ai timp de nimic care te dezbină, te depărtează de poporul lui Dumnezeu, de lucrarea lui Dumnezeu la care ești chemat. Îți răcește inima, ți-o înrăiește, ți -o. nu ai timp de așa ceva. Tu te uiți țintă. În primul rând, nu cumperi nimic de felul acesta de la nimeni niciodată care te-a străinat pe tine de Dumnezeu și de familia Lui și doi nu vinzi așa ceva niciodată. Sunt două principale aspecte. Este, este foarte, foarte, practic lucrul acesta. Mă rog ca tot să fie una cum ești tu, tată, în mine și eu în tine, ca și ei să fie una noi pentru ca lumea să creadă. De ce nu crede lumea? Cine îmi spune? De ce nu crede lumea astăzi? Ați văzut câte secte creștine există? Tulburător. Te rog ca ei să fie una ca să creadă lumea. Oh, lumea e necredincioasă. Nu. Lumea nu este necredincioasă. Biserica este neunită. Lăsăm lumea, că are cine să o judece pe ea. Dacă va judeca voi singuri, prin aceasta vor cunoaște toți. Pentru sublinierea Domnului Isus Hristos, mă rog, mă rog ca toți să fie una, ca lumea să creadă lucrul acesta. Altfel n-are și în versetul 22 îi spune, le-am dat slava pe care mi-ai dat-o tu, slava de la Dumnezeu? Da, ne am numit, vă numesc copiii lui Dumnezeu, nu mai sunteți străini, sunteți oameni din casa lui Dumnezeu, sunteți împreună moștenitori cu, cu Domnul. Le-am dat slava pe care mi-ai dat-o tu, dar de ce? Pentru ca ei să fie una. De asta, cum și noi suntem una, eu în ei și tu în mine, pentru ca ei să fie un închip desăvârșit. Căci numai așa ne va asculta Dumnezeu rugăciunea. Dumnezeu nu ascultă rugăciunea dezbinării. Cu adunare nu va înflori, nu va rodi, nu va umple pământul de roade în dezbinare. Niciodată nu se întâmplă lucrul acesta. Dumnezeu nu binecuvântă dezbinarea. El binecuvântă adunarea. Și observați că în Matei 19, 18 spune: Dacă doi oameni se învoiesc pe pământ, atunci le va fi dat. Dacă doi oameni se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat lucrul acesta. Dar dacă se învoiesc, nu se poate sări peste aceasta sau bypass, nu merge. Lucrul acesta este dictat chiar de însuși Dumnezeu. Ați gândit vreodată de unde a luat Iisus cuvintele acestea? De câte ori am vrut să vă strâng, cum strânge găina puii sub aripi. Acesta era un cuvânt, nu am zâmbit, dar acesta era un cuvânt profetic, vreau să vă spun. Era un cuvânt profetic care se găsea în cartea profetului Isaia. Și când Iisus a rostit cuvintele acestea, a împlinit profeția aceasta. Uitați ce scrie în cartea profetului Isaia. 31 cu 5. Cum își întind păsările aripile peste pui lor. Așa va ocroti Domnul Oștirilor Ierusalimul, îl va ocroti și îl va izbăvi, îl va cruța și îl va mântui. Cum întind păsările aripile peste pui. S-a întâmplat treaba aceasta? Da sau nu? Nu. No. De ce? Da. Răspunsul este dat simplu de Isus. Nu ați vrut. Nu e vorba de a putea, nu e vorba de a avea dotare pentru lucru. Cu ce să fac, spune Gedeon. Nu, asta nu este întrebarea. Întrebarea este dacă te supui cuvântul lui Dumnezeu. Știți cum a luat Moise geabul acesta de, cu exodul? Ce poate să-mi spună? Cum? era un prăștiaț. Nu, întrebarea este, cine știe cum a luat Moise geabul acesta de, la, de a conduce exodul din Egipt, au să devii conducătorul unui popor dintr-un imperiu <laughs> și acolo tot așa a fost, zice, v-am purtat pe -al. Cum? A fost chemat. Așa este. Dar știți cum a luat geabul ăsta și de ce l-a luat el și nu altul? Dintr-un lucru simplu. Știți ce a spus Domnul la ușorul Moise? Moise. Scoate sandalele din picioare. Și-am luat Poți Păi știți ce zicea unul? Dar cum să sco sandalele aici în pietriș, ăsta în spini, în scorpioni, mă pui pe mine să stau de să în deșert? Nu. Vă dați seama ce ar fi însemnat ca Moise să nu scoată încălțămintea din picioare. Nu, eu nu scot încălțămintea. Păi dacă tu nu asculți să scoți încălțămintea din picioare, cum să mai sculți pe mine să treci Marea Roșie? A pornit cu ceva extrem de simplu extrem de simplu. Intră de șapte ori în apa asta. Hai, domne, că asta este pur și simplu irațional. De eu n-am apă, să mă spăl, mă pui pe mine în situația asta. Nu, se poate. Au zice, fă mie turta asta, pe dar nu se poate așa ceva, să dau un bicicleta unui străin când trebuie să o ia copilului meu. Dar nu se poate lucrul acesta. Fă lucruri simple. Uneori, aparent absurde, iraționale, de neimaginat. Plec cu soacra. Fata îi zice, orpa trebuie că n-ai minte, unde te duci cu femeie bătrână, unde pleci? Ce să mai facă femeia asta bătrână? Și așa începea linia mesianică. Vă dați seama ce înseamnă treaba asta? Vă de, de unde să știe? Auzi, dăm și mie un pic de apă să beau. Păi ce, nene, nu ți-e rușine, nu știi că nu se mai bea dos dintr-un pahar? Acum vrei să bei de la mine din vadră, dar eu te rog, ai pahar să-ți n-am, n-am, că sunt în deșert aici. Și ea spune, sigur că da, cu mare plăcere, poftiți și serviți apă și o să dă apă și la cămile și... Păi stai, dar unde e a dumneavoastră? ta ești cavaler aici sau ce ești? Mă pui pe mine o fată să fac treburile astea? Și ea răspunde, fără... Știa ea ce însemnătate a lucrurilor acestea? Nu era încercată la ceea ce făcea, ci la cine era ea. Și așa a mers linia mesianică a Domnului Hristos. Încercări mici trecute pur și simplu de neimaginat la un moment dat, cum s-au speriat oamenii ăia care așteptau uh, selecția pentru ministrul transmisiunilor, pentru ministrul comunicațiilor în armată. Și toți așteptau să înceapă examenul și le spun examenul s-a terminat. Nu s-a terminat, dar a început. Păi, nu ați văzut pe la care s-a ridicat și a venit aici? Da. uite, când jucați voi table și șah aici și vă înjurați cu ipați, mă beați ca pe ce făceați aici, omul ăsta a auzit că în difuzor, cine aude să intre. El a fost singurul dintre toți ofițerii care a fost cu urechea și a auzit și a intrat în sală și a devenit ministrul comunicațiilor. A fost un test literalmente revoltător. Dar cât de adevărat? Că un om, tu și cu mine, nu poți să fii credincios, nu știu în ce lucrare uh, avem noi în mintea noastră atâta timp cât tu nu ești credincios în lucrurile mici. N-are niciun rost. Cine este credincios în așa ceva? Și primul lucru asupra căruia Sfânta Cină ne îndreaptă nouă atenția este această părtășie. Așadar. Refuză orice fel de lucru care prin tine ar aduce vreo formă de dezbinare. Fie în familia ta sau în biserica ta. Sau... Refuză lucrul acesta. Știi bine, simți dinainte, îți dai seama ce produce așa ceva și tu selectezi foarte, foarte atent astfel de lucruri. Tu nu, tu nu numai că nu te vei lăsa niciodată transformat de așa ceva, tu vei rămâne una. Puneți-mi, Iisus era una cu Iuda sau nu? Da sau nu? Nu puteți să răspundeți. Era. Bine ați răspuns. Bine ați răspuns. Până la capăt. Prietenul meu. Până la capăt. Iisus a rămas tot prieten, chiar dacă celălalt era vânzător. Dar Iuda era una cu Iisus? Aici ați răspuns mai repede. Da. Acesta e adevărul niciodată să nu te lași transformat de rău pe care îl suferi. E rău, este indignant. Nu te lăsa transformat. Inima ta nu este drum pentru picioarele oamenilor și animalelor. Nu este nici tarabă unde cineva să-și expună mărfurile la vânzare. Inima ta este templul Duhului Sfânt. Și tu ești una cu Hristos. Și tu rămâi una cu El pentru totdeauna. Aceasta este ținta despre care a vorbit Sfânta Scriptură. Lasă-te învățat. Dacă ați învățat ceva de la găina aceasta cu puii, ați fi evitat asediul roman. Nu se întâmpla niciodată nenorocirea aceea. Dacă învățați ceva de la ploșca din curte, care cu pui, când a a spus Scott Kodak, repede a venit toți acolo, că i-a văzut uliu pe cer, întoarce capul așa într-o parte, vede uliu, când a spus, un, dat un sunet, toți pui sunt la adăpost. nu întreabă, dar de ce e cazul să intrăm mama, care e situația? Nu, no. au de plin încredere, i-a văzut ceva, ea știe ceva. Când omul nu vorbește de așa ceva în adunarea noastră, el știe ceva. El vede unde duce drumul. Întreabă dobitoacele și te vor învăța păsările cerului și îți vor spune îmi spune cartea lui Iov. Bine, spune Elihu, oamenii strigă împotriva apăsătorilor, se plâng de silnicia multora de violență, dar niciunul nu zice unde este Dumnezeu, creatorul meu, care ne insuflă cântări de veselie noaptea, care ne învață mai mult decât pe dobitoacele pământului și ne dă mai multă pricepere decât păsărilor cerului. Și acum vom găsi piedica despre care vorbeam noi mai la început, versetul 12, din capitolul 35. Să tot strige ei atunci, căci Dumnezeu nu răspunde. Din pricina mândriei lor. Aceasta e piedica. De asta nu putem fi una. Acesta este din pricina mândriei. Și dacă ar fi fost prima dată cu Ierusalimul, nu era prima dată cu România acum. În vremea lui Eremia, el a spus, zice, voi plânge mândria poporului meu, deci dacă mi-ar fi capul plin cu apă, aș plânge zi și noapte, că ei nu știu unde îi va duce mândria lor. Și i-a dus în Babilon, 70 de ani. Ți s-ar pare că nu e ceva așa, dar... Pentru că nu știu unde duce dar când se vede efectul, din pricina mândriei lor, având în vedere că este o pâine, spune Pavel aici în 1 Corinteni 10, noi care suntem mulți, suntem un trup. Că toți luăm o parte din aceeași pâine. Dar cine ia în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului și își bea o sânda. Păi că adică ce înseamnă în chip nevrednic? Păi în chip nevrednic înseamnă să iei din aceeași pâine, dar să nu fii una cu cu cei care sunt trupul lui Hristos. Aceasta înseamnă. Simplu. A lua în chip nevrednic înseamnă a nu fi una cu cei cu care te împărtășești. Priviți, vă rog, acest profund și tulburător îndemn. 1 Corinteni 1 cu 10. Vă îndemn, fraților, pentru Numele Domnului nostru Isus Hristos, Nu pentru cine misie eu sau tu. Nu. Pentru numele Domnului Hristos, Să nu uiți am, cum am cântat cântarea aceasta. Îmi voi aminti mereu, nu voi uita. N-am să uit lucrul acesta. Pentru numele Domnului nostru Isus Hristos, Să aveți aceeași, aceeași viață tot. Să nu aveți dezbinări între voi. Da, se poate așa ceva. Păi împreună cu porunca vine și puterea. Dumnezeu nu te întreabă pe tine dacă poți să trăiești în unire, ci dacă vrei. Celelalte lucruri sunt de la sine. Altfel, le spune Pavel, zice, din moment ce aveți dezbinări între voi, 1 Corinteni 3, 3, înseamnă că sunteți lumești. Păi noi am fost în lume înainte și acum unde? Tot lumești sunteți când între voi sunt dezbinări, și certuri. Tot lumești. E bine că știm. E bine că învățăm lucrul acesta. E bine că există o soluție. Ah, de câte ori am vrut, spune Isus, să vă strâng ca să nu trecem pe acolo. Acum, problema care se ridică este că acest har de la Dumnezeu, prin care suntem noi chemați să fim una, are dată de expirare. A, voi, Doamnele, când vă duceți la magazin, dar ce vă uitați prima dată? Să nu fie expirat. Și eu mă uit dar după ce l-am mâncat. A, voi vă uitați întâi să nu fie expirat. Știți că această ofertă a lui Dumnezeu, eu vreau să vă strâng, are termen de expirare. Aceasta nu o spun așa de la magazin, ci o spun chiar de la Isus. Am vrut să fac lucrul acesta de multe ori, dar n-ați vrut. Acum, ele sunt ascunse de ochii tăi. De multe ori am vrut și am mai încercat odată astăzi. Dacă ai fi cunoscut măcar astăzi, ai fi scăpat. Era o singură cale de scăpare. În cadrul slujbei din casa lui Dumnezeu, centrul închinării noastre și ținta vieții noastre este persoana Mântuitorului. Atâta timp când ne vom uita țintă la el, vom fi una. Vom lua închip vrednic din această pâine, mărturisind că suntem una în Domnul. Avem același, același obiectiv. Bine, da, poate cineva apropiat aduce dezbinarea soția sau soțul. Ce e de făcut? Păi e simplu, îi dai un citat din Iov. Știți care a fost citată din Iov, da? Bun. Dar poate frați, prieteni, dar dacă, dacă toată adunarea are de gând să facă altceva. Am fost la o biserică și am fost în vecinătate, am predicat într-un alt oraș, intru într-o adunare și găsesc pe frați votând toată biserica, vota să trimită toți banii la care la Cluj. Toți banii de construcție ai casei de rugăciuni era prin vot. Și am intrat chiar atunci, acolo și eu, ca Miercurea în post sau cum să zice. Am intrat acolo. Și am înțeles ce se întâmpla acolo, că se mulțesc de atâtea ori, le spunea care e treaba. Și... Oamenii au votat cu suflet, luni dimineața cărăm toți banii de construcție, nu zâmbi că tu știi unde a fost, toți banii de construcție îi cărăm la, la Cluj. Și m-am ridicat în picioare, am fost unul singur acolo. M-am ridicat în picioare și am spus iubiții mei, vă voi iubi cât voi trăi, vă rămân prieteni, dar de astăzi aceasta e cheia bisericii. Nu ne cunoaștem. Din clipa aceasta, noi nu mergem împreună. Am învățat chestia asta de la IOSUA. Zice, treaba voastră. Dar când mă privește pe mine și casa mea, eu așa ceva nu fac. Și, bineînțeles, că am luat niște înjurături chiar acolo, în public, eu am luat destul, le am loc. Le trimit la destinație. Și uh, am luat acolo, pe loc, câteva lucruri de felul acesta. Am plecat acasă liniștit, n-aveam de gând să mă întorc pentru nimic în lume. Atunci oamenii au rămas în urmă, iară s-au certat pe seama mea că din cauza voastră pleacă ăsta și te așa și pe dincolo și până la urmă au hotărât să nu trimită luni banii la Caritas, că să supără ăsta și mai, iese mai rău. Și nu au mai trimis. Și a doua zi după aceea a apărut un mic articol în ziar. S-au defectat computerele la Cluj și așa se face cu un miliard și ceva de euro sau de dolari, de mărci, nu știu cum era atunci. A rămas țara săracă, oamenii au vândut case, vaci, toate au cărat acolo, au rămas săraci, cum nu s-a pomenit. Adunarea noastră a scăpat liniștită. De aceea și există o casă de rugăciune în centrul orașului, mărturisind despre Domnul, acolo. Dar ce facem dacă toată adunarea? Dacă toată adunarea o ia într-o parte, nu uita, eu și casa mea nu o iau în direcția asta. Să rămână, mulțumesc! Eu nu particip la dezbinare. No. Eu nu. Nu, nu primesc, dar nici nu vreau să dau așa ceva. Trebuie să am grijă prin tot ce sunt și fac să nu, să nu cumva să bat jocuri sau să iau un chip nevrednic ceea ce scrie aici. Și chiar dacă ar fi cineva foarte apropiat, Deuteronom 13 cu 6. Dacă fratele tău fiul mamei tale sau fiul tău sau fică ta sau nevasta care se odihnește la sânul tău sau prietenul tău pe care îl iubești ca pe tine însuți, te ațâță în taină, să nu te învoiești și să nu-l asculți. Că se produce împrăștiere. Și Iisus vroia să adune. Închei prin a vă spune un singur lucru. Iisus a spus o vorbă. Păsările cerului au cu burdă, eu n-am. Cine îmi spune de ce a zis vorba asta și ce a vrut să spună când a zis cuvântul acesta? Zice așa, ar vrea viața ta și inima ta să fie cuibul meu pe care eu nu l-am păsările au cuiburi, dar cuib. Păi de ce îmi spui mie? Dacă vine unul și vă spune, n-am să stau la noapte. Voi ce ziceți? Păi e clar că ăsta cere să stea la noi. Sau. Dacă vine Iisus care spune, păsările au cuiburi, dar eu n cuib. Ce să înțeleg de la tine din treaba aceasta? Înțeleg că tu dorești ca sufletul meu să fie cuibul tău. Vino, Doamne Iisuse! Amin!